să sensibilizeze opinia acelei străzi, opinia publică asupra acelei străzi. Într-un act de cultură. Ideea era că această stradă se află în spatele Casei Poporului, arată groaznic, acolo se află Piața de Flori a Bucureștilor și cu toate astea, da, oamenii erau majoritatea lor pe care de-a fi mutați cu forța din casă, din cauza restituirilor și ca atare viața comunitară a locului era dezastroasă. Anume, primul lucru când am luat contact cu această inițiativă a fost să mă întreb ce înseamnă pe urmă comunitate. Se vorbește foarte mult în albumul de prezentare al proiectului de comunitatea care e soluție, care abia participă. Exact, pentru că pe noi ne interesează doar propria persoană, de obicei... Da, dar povestea e că încercau să localizeze comunitatea la acea stradă. Ori, povestea e așa, dacă gândim în felul acesta, înseamnă că teoretic Bucureștiul este o... sunt mii de comunități, așa, și practic te întrebi care mai e identitatea bucureștinului, în momentul ce fiecare cu strada și cu eventual cartierul său. Dar acea inițiativă a artiștilor, eu zic că a fost una foarte bună, pentru că a fost o invitație la artă, la lectură, la teatru. Că sunt convinsă că acolo sunt foarte mulți copii care nu au fost la teatru, nu citesc, nu? Pentru că și în București sunt zone... unde copiii nu sunt atât de mult educați. Au descoperit două lucruri acolo pe care am selectat-o. În fine, erau mult mai multe. Au descoperit un artist plastic nativ. Ne-am și notat cum îl chema Gheorghe Pandele. Un om de vreo 50 de ani care avea o ușurință a mâinii în desen foarte bună. Dar, și desenea foarte bine. Conceptul său despre artă nu era decât unul de tip utilitar. El visa ca modelele sale să ajungă în faianță, în gresie, în zone... Era strict... Deci un om care avea talent pentru multe domenii ale picturii, dar el nu vedea decât în modul acesta util. Da, și de aceea probabil n-a reușit mai nimic. O inițiativă mai interesantă a fost o anume formație Biluna Gen Session, cred că l-am pronunțat bine, cu copii de pe strada respectivă care au fost adunați cei mai talentați și fășuie și să cânte și să danseze și să se miște într-un mini-spectacol de teatru. Acum, povestea însă nu este atât de prezentare a proiectului, cât mai degrabă o discutare a faptului că este nevoie de o artă nouă, o artă comunitară. Exact, și de o altă atitudine a artistului față de comunitatea în care trăiește. Eu pe mulți artiști am întrebat și pe tine te întreb în același timp în această emisiune, care este rolul tău ca poet în cetate? Cum ți-l vezi? Cum ți-l asumi? Pentru că tu ai scris cărți, participi la multe evenimente. Care este rolul tău? Care este rolul meu? Acum, care este rolul oricărui scriitor? Tot am să fac distinția între cetate și artă. Da? Arta e una, cetatea e alta. Cred că această artă comunitară încearcă să combine ambele forme. Da? Să există deschideri și spre inițiativele cetățenești și deschidere spre arta ca ta și spre experiențele ei. Nu știu, acum personal aș putea să zic că e vorba, cred că cea mai bună manifestare a mea deocamdată nu este în volume, nu sunt încă destul de multe ca să mă laud că am o piramidă după care mă ascund, ci mai degrabă sunt cele legate blogurile culturale. În cadrul acestor bloguri culturale, da, există o activitate extraordinară pe internet. Sunt membru al blogului cultural care de 3 ani de zile câștigă locul întâi la concursul de bloguri. Sunt niște bookblog.ro și acolo am scris pe sute de recenzii. Am intrat așa.
De asemenea, mai țin un blog de poezie unde am încercat să demonstrez că poezia se citește și până acum în 2 ani au citit-o peste 80.000 de oameni, ceea ce este o sumă care demonstrează oricărui contestatar. Dar pentru că ne-a amenințat atât de mult cu poezia, eu aș vrea să ne citești. Poftim? Uite, o poezie scurtă. De oraș. Eu o să arăt. Asfaltul se udă imediat, chiar și la o părere de ploaie. Seamănă bărbatului ce-și face iluzii în zâmbetul unei femei absente. Seamănă femeii ce se încinge în dorința de a lua ochii, toți ochii. Asfaltul se usucă imediat. Seamănă inimii noastre de după plinirea dorinței, tot mai uscată, tot mai crăpată. Da, se pare că iluziile sunt permanente cu noi și... Și aș mai vrea să citesc una despre, să zicem, relația dintre politică și poezie. Pole position. Un ticălos ne conducea pe toți. Ce siropos era, ce bine părea să ne dorească tuturor. Avea certificat de ticălos expus într-un muzeu și cume, noi făceam coadă să-l vedem, plăteam din greu, cu așteptări, cu nervi, cu ani. Ticălosul ne spunea în lungi discursuri că nu a fost atât de ticălos, că între ticăloși fu cel mai alt, că a fost aproape o victimă. Și noi plângeam de mila lui, ne jigăream, ne însemnam cu sărăcia cruntă, cu buze mușcate până la os. Copiii păzeau să nu le scape vreun zâmbet pe la joacă. În bunătatea sa, întâiul ticălos dădea temniță grea pentru un râs. Acum, noi, victimele sale, eram cu mult mai negre și în aparența și în înălțimea sa, cu mult mai ticălos. Vezi, până la urmă, poetul și scriitorul care nu are atitudine față de tot ce este ticălos în jurul lui, este la fel de ticălos ca cel care produce toate relele. Nu? Noi, pe plan cultural, ar trebui să devenim o forță, să devenim o voce. Dar aș vrea, în același timp, să discutăm această problemă a responsabilității pe care tu o ai ca scriitor, ca poet, față de generațiile care vor veni, față de generațiile tale și cei ce scrii trebuie să fie în primul rând moral. Să revină la principii. Uite, aici eu cred că mai degrabă ești de poziția apărării legii, apărării cetății. Aici o poziție cetățenească, nu o poziție artistică la modă. De ce asta? Pentru că la modă în ziua de astăzi este transgresiune. Se încalci legea. Se încalci legea în toate felurile posibile. Iar în poezie și în artă cât de mult posibil. Mi-am notat cum poți încălca legea în ce am găsit într-un altă carte. Uite, știi care este impresia mea? Că în artă și în literatură, în poezie, la ora actuală, nu se mai ține cont de absolut. De nicio lege, de niciun principiu. Ce te-a făcut această impresie? Prin ceea ce citesc, prin ceea ce văd. Nu este niciun fel de regulă. Este o libertate exagerată. Pe care nu mai există. Cred că există regula... Nu mai există regula publicului. Există regula publicului. Deci, uite, o lege. Uite, o secundă. Aia e o lege a cetății. Deci, există... Nescrisă. Există, la ora actuală, în sens, moda artei transgresive. Deci arta care sfidează diferite lucruri care sunt de obicei tabu pentru noi. Să zicem, familia, da? Atacul contra mamei, atacul contra pietății părintești. Asta nu cred. Așa. Pormă, să zicem... animalele, deci acțiunea noastră protectivă față de animale, să zicem, față de cele domestice. A existat un pictor Damien Hirst,
care a pictat un tablou care se numește Mamă și copii despărțiți. Cuvântul sună foarte frumos, așa, dar de fapt este vorba despre o vacă și un vițel conservați în formol, tăiați pe din două în lung, așa, și practic vizitatorul trece atât printre cei doi, cât și printre cele două jumătăți ale lor. Ori, clar că asta este intenționat, intenționat are provoacă oroarea. Oricăruia